Da, am revenit în direct. Continuă discuția despre plafonarea la carburanți propusă de Marcel Ciolacu, pentru că nu e așa, Valeriu Turcan, am stabilit, PSD face această agendă publică, discută, aruncă împrăștie în toate direcțiile cu propuneri, pe care după aceea se plânge că PNL-ul nu vrea să le îmbrățișeze și sigur se irită domnul Ciolacu, e supărat foc și așa mai departe. Să fie plafonate prețurile la carburanți, dar să rămână un pic o marjă de profit și pentru companii. Tot. Pe care o decide arbitrar cum, exact, la partid. Da? Și în funcție de cum stabilim aceste marje de profit, creștem sau scădem și contribuțiile acestor companii pentru diverse partide politice, nu neapărat pentru PSD, pentru altele poate. Da, adică da? Ce vrei să spui? Ce înseamnă contribuțiile companiilor? Nu, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, că e... câtă vreme... tu lungești pelteaua toată această discuție băgând în corzi companiile, eu pot să interpretez și ca un soi de șantaj. Bă, băieți, atenție, la noi stă, dar la noi este decizia legată de supraimpozitarea voastră. Și unii s-ar putea să fie interesați să vină cu sasanai la partide, să facă, știu și eu, contribuții generoase. Grav dacă e pentru așa, că în America, nu am informații. Dar în America, de exemplu, nivelul de impozitare pe care îl stabilește guvernul federal este influențat și de lobby-urile diverselor industrii. Dar acolo, evident, lobby-ul este reglementat și făcut transparent. Nu se poate face vreo comparație. Dar noi trebuie să revenim la esență. O esență este clară. Principalul câștigător de pe urma creșterii prețurilor la carburanți este statul român. Da? Din fiecare litru de motorină sau benzină, 4 lei merg la Ministerul de Finanțe. Ori, statul român, dacă ar vrea să ajute pe ansamblu economia, ar putea să reducă acciza. Dar ce să vezi? Lucrul acesta l-ar băga în disperare fix pe Ministrul Finanțelor venit de la PSD. Ori aici, care ar încasa mai puțin bani la buget, care n-ar mai putea exact din ei să dea... Ori, oamenii, să trebuie să înțeleagă. Oamenii trebuie să înțeleagă. Noi rafinăm acest petrol care vine în principal din străinătate. Sunt niște costuri de rafinare, sunt niște costuri de transport. Ajunge motorina 9 lei 20, să spunem, da? 4 lei îi ia statul, nici nu se uită, automat. Da? Mai trebuie plătiți și angajați și procese de rafinare, etc. Normal că aceste companii fac un profit, dar aceste companii măcar muncesc, păi da, statul nu face nimic și ia 4 lei. Îngustați-vă voi profitul, că și probabil că multă lume o să zică, da dumne, de ce să nu-și îngusteze ei, că până la urmă profitul ăla se duce într-un singur buzunar, pe când din banii dar care colectează statul, trăim mult noi toți, noi toți cetățenii României. Mușat, de ce oricum să nu-i lăsăm mai puțin persoanei private numită compania XYZ? Decât să oricum pierdem noi. Pot să înțeleg și perspectiva asta, dar oricum statul câștigă foarte mult. Fără să facă nimic. Aceste companii din zona energiei sunt principalii contributori la bugetul de stat. Dar mai e ceva suspect în tot acest asalt lansat la adresa companiilor private. Noi nu știm care industrie este vizată. Deci gândiți-vă că astăzi poate și industria berii și industria vinului și alcoolul medicinal și medicamente și telefonie mobilă și țigări și carburanți, toate stau și se uită la domnul Ciolacu. Vă dați seama că ele vor simți nevoia să se apere, să se protejeze. Vor iniția discuții din acest moment, s-a dat liber la un întreg lobby corporatist în relația cu decizia politică. De aceea spun că este suspect. Ar fi mult mai corect ca domnul Ciolacu să meargă la guvern să spună, domnule prim-ministru Ciucă, viziunea noastră este să supraimpozităm două industrii. Viziunea noastră care este? Ar putea să vină și domnul Ciucă cu două industrii sau cu nicio industrie. Dacă rămân două industrii, măcar știm că este o discuție. Da? Știm că sunt cele din energie și cele din farmaceutice. Deși, iertați-mă, lobby-ul din farmaceutice este de neîntrecut în această țară. Și veți vedea cum PSD-ul a stabilit anumite excepții pentru diverse categorii profesionale, la fel va stabili niște excepții și pentru anumite industrii. Este o bătălie pentru influență la ușa liderului PSD. Dar ca să împace pe toată lumea, le aplică tuturor acestor mari companii taxa de solidaritate, zisă și contribuție la educație și sănătate. Și aici nu o să mai avem ce să comentăm, nu? Că dacă le-o dai, le-o iei de fapt la toți, tuturor, nu, toată lumea o să fie scutită de suspiciuni că numai pe unii îi persecuți. Sunt 320 și ceva de astfel de companii. Invenție populistă legată de bani care ar fi folosiți pentru școli și mai știu nici eu ce. Nici cu aia nu e de acord PNL-ul. Păi n-ai cum să fii de acord, că nu funcționează așa lucrurile. Lucrurile funcționează
prin impozitarea corectă a tuturor, a tuturor, și folosirea acestor bani prin bugetul de stat pentru ceea ce ai nevoie. Nu prin inventarea de taxe noi pe fum, pe sare, pe ce îți cășună ție, pentru că nu ai bani. Asta e adevărul. În momentul în care ai cheltuit banii, îi arunci pe geam, îi dai pur și simplu. Nu zic că oamenii cu venituri mici nu trebuie protejați. Dar, dumnezeu, să arunci bani pe salarii nejustificat de mari, care mai sunt și scutite. Spunea domnul Coșea, o filozofie economică falimentară, care nu te ducea decât în faliment. Pentru că tot ce ai făcut a fost să stimulezi consumul în România, dând aceste salarii, bugetul de stat, dând salarii foarte mari și concurând economia privată, culmea, concurând economia privată și cu angajările pe care le faci acolo. Tu nu poți să fii ca privat pentru că tu trebuie să trăiești pe piață. Tu nu poți să te împrumuți ca statul român care zice am deficit de 7%, care e problema? Mă duc la bănci și cer împrumuturi la Ministerul de Finanțe și plătesc salariile mari. Tu dacă n-ai cu ce să plătești salariile mari la angajatul tău, fie reduci la numărul de angajați, fie închizi firma. Că n-ai cum, nu-ți dă nimeni. Așa, dar statul își permite că trăiește pe generațiile viitoare, încarcă generații după generații să plătească. Și n-ai cum să... Modelul ăsta a făcut furori cu câțiva ani în urmă. Creștem salariile, care și asta produce creștere economică, wage-led growth. Era marele slogan al PSD-ului. Wage-led, deci măresc salarii, e simplu. Deci, băi, o gândi, în premiul Nobel de 7 ori. Bă, dacă tu iei 1000 de lei, eu îți dau salariul de 10.000 de lei și țara va crește. De ce? Pentru că tu consumi. Da, numai că tu consumi și cumperi și foarte mult din import. Pentru că așa e omul. Vrea mașină nemțească. Pentru că nu producem aici. Da, vrea televizor japonez, vrea computer american, vrea, deci, dacă are bani. Și atunci ai ajuns în România să îndatorezi și bugetul, să trăiești pe împrumuturi și să ai și deficite comerciale explodate. Deci banii pe care tu te împrumuți cu dobândă să iei, să plătești salariile astea, să duc pe importuri și tu n-ai dezvoltat nimic. Și de-aia România n-are nici autostrăzi, nici căi ferate, plus furturile. Aia e partea. Dar filozofia e că ai făcut niște oameni fericiți o perioadă ai limitată de timp, da, fără ca ei găuri. Să încerce să-și explice mecanismele din față. Respectiv. Cine sunt oamenii? Cine sunt oamenii? Pentru niște că alegători. Aia care vin să te voteze. Niște alegători. Clientela de partid. Da. Clientela de partid. Unde ce să faci cu clientela de partid? Nu? Că nu poți să duci, nu poți să duci mediul privat. Rubedeniile, care în anii 90 erau micuți, copilași, copilașele, acum au ajuns la 25-30 de ani. Unde să se angajeze amărâtele? În consilii de administrație. În consilii de administrație, la stat. În anii 90 vă amintiți că erau lefurile foarte mici la stat. Nu zic că așa ar fi trebuit la bugetar, dar ei au avut un interes direct. Crescuseră copilașii. Instituțiile statului, ministerele și administrația centrală, dar și locală, e plină de rubedenii. Când mergi în campanie electorală, le promiți că vă angajăm și tu, și tu, și tu. Și de asta Guvernul României, Secretariatul General, din 6 luni, acum, nu știu, 30.000 de noi clienți de partid au ajuns să lucreze la Guvernul României. S-a făcut o analiză pe diferența între salariul de la stat și salariul privat în mai multe țări europene. România este țara în care fug de la privat spre stat. În toată Europa e invers, nu? Vrei să duci la privat să câștigi mai mult. Diferența dintre stat și privat este cea mai mare în Uniunea Europeană, în România. În țările dezvoltate e invers, salariul mai mare sau cel puțin egal între privat și stat. La noi statul e sus, privatul e jos. Ala îndala total. Deci pentru asta se bate domnul Ciolacu. Da. Cu toate aceste argumente, uite că PSD-ul, cel puțin pe plan local, pare să înregistreze creșteri. Dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri locale în capitală, PSD s-ar situa pe primul loc, arată cel mai recent sondaj Curs. Candidatul PNL ar fi abia pe locul 2, iar AUR pe 3. De altfel, peste jumătate dintre locuitorii capitalei în acest moment nu apreciază activitatea actualului primar Nicu Șordan.
care actual primar, Valeriu Turcan, ne spune de fiecare dată lucrurile astea cer timp, lucrurile astea nu se pot rezolva, ne-a lăsat firea într-o gaură bugetară, financiară, extraordinară. Nu vă așteptați să avem apă caldă nici la anul, că trebuie reparați mii de kilometri de conducte și așa mai departe. Între timp, genul de discurs, domne, ăsta nu face, venim noi, văd că prinde din ce în ce mai mult. Ghici cine ar fi candidatul la primărie al PSD-ului, care în momentul ăsta e pe primul loc. Bun, acum, istoric, de vreo 15-20 de ani cel puțin, luate individuale din între partidele la nivelul capitalei, PSD-ul este pe prima poziție, este un partid important. Stânga a câștigat în București nu datorită campaniei extraordinare pe care a avut-o doamna Firea neapărat, cât mai ales faptului că dreapta este tot istoric fragmentată. Traian Băsescu pe vremuri a câștigat în București pentru că dreapta s-a unit în jurul candidatului Traian Băsescu. La fel a câștigat doamna Firea. Aduceți-vă aminte, a fost anul 2016, dacă nu mă înșel, în care PNL-ul a avut vreo 3-4 candidați. Cristian Bușoi la un anumit moment, domnul Predoiu, Marian Munteanu, nici nu mai știu câți candidați au fost. Pentru că totuși la nivelul capitalei s-a constituit o coaliție care l-a împins pe domnul Nicușor Dan înainte, așa a câștigat domnia sa. Cine își face calcule pornind de la acest sondaj trebuie să știe foarte bine și refuz să cred că ar putea să dea dovadă de, cum să spun, necunoaștere, că acest sondaj așa cum arată astăzi nu garantează victoria doamnei Firea. Știu că își dorește, știu că este un candidat cu șanse. Dacă centru-dreapta reușește să-și pună sprijinul în slujba unui candidat, doamna Firea se poate agita degeaba. Într-adevăr, Nicușor Dan are... Nu e centru-dreapta, exact. Acum e întrebarea. Că... Centru-dreapta este... Mă rog. Sondajul ăsta nu mai apare USR-ul. Apare USR-ul. Este deja sub top 3. Păi deci unde apare care... USR-ul? Păi apare cu 10% sub AUR, care are 14%, de pildă. Deci USR-ul... Și deasupra PMP-ului, care are 14%. Deci dispare USR-ul, să zic, din top 3, partidul care era cel mai bine situat în București. Da. Nu? Da. 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 Iată. Dar nu devine, nu devine nerelevant. Nu, nu devine nerelevant. Dacă ar fi, de exemplu, dacă se mai certă mult pe datele de astăzi, dacă ar fi PSD-ul singur și PNL plus USR și cu PMP la nivelul Bucureștiului, centru-dreapta... Că s-au și înțeles de mama focului, din câte știți, PSD evident, cu PMP dar cu PNL și cu... Mai USR. Spun un lucru. Dacă tot calculul doamnei Firea este pe acest duel doamna Firea-Nicușor Dan, este un calcul care nu o să o ducă foarte departe. Este un candidat în București, actual primar de sector, domnul Ciucu de la sectorul 6, care este pe o tendință crescătoare la nivelul Bucureștiului, nu doar în sectorul 6. Dacă această tendință se menține, se pot lupta mult și bine doamna Firea cu domnul Nicușor Dan, o să vină pe turnantă domnul Ciucu și o să câștige trofeul. Deci nicio socoteală întemeiată nu se poate face pentru 2024 pornind de la acest sondaj. Indică niște tendințe, arată un clasament și o ierarhie, este o fotografie de moment. Și atenție, niciun sondaj din luna iunie 2022 nu va avea nimic de a face cu următorul sondaj din septembrie-octombrie 2022, când oamenii, odată întorși din concediu, vor avea multe percepții puternic modificate. În bine sau în rău? Nu știu. Apropo de ce, de capitală? Mai degrabă în rău, legate de tema creșterii prețurilor, creșterii prețurilor la energie, pe tema sănătății, pe tema educației și pe tema infrastructurii. Lucruri care se vor vedea și în plan local, de altfel, că dacă îți cresc prețurile la materiale de construcții sau la mână de lucru, vei face din ce în ce mai puține din obiectivele propuse, le vei renova sau mai știu eu ce pe cele existente mai puțin, nu? Adică domnul Nicușor Dan, într-un interviu în seara asta, a zis că da, intenționează să candideze din nou. Nu se știe din partea cui, ca să rămâne eterna întrebare în perioada asta. Eu cred că va veni o iarnă foarte complicată, poate cea mai complicată din ultimii ani, nu doar în România, ci în toată Europa, dar doar că vedem că celelalte țări încep să se agite, adică să facă câte ceva. Am văzut că mai multe țări își redeschid minele de cărbune.
Polonia, Germania, am văzut că Turcia a început să extragă dintr-un zăcământ descoperit în urmă cu 2 ani, noi l-am descoperit acum vreo 4-5 ani. În Marea Neagră. Da, în Marea Neagră. 12 ani. 12 ani. Îmi mulțumim PSD-ului că a pus frână legii, astfel încât ne mai trebuie încă 2-3-4 ani ca să începem să beneficiem de pe urma lui. Deci sunt țări care se ocupă și au măsuri. Va veni o iarnă în care nu știm ce căldură vom avea, cât vom avea, apă caldă, energie și așa mai departe. Deci va fi foarte complicat. În ceea ce privește însă pe Nicușor Dan, am văzut că diferența dintre el și Firea este destul de mică, adică 3%, 23 Gabriela Firea, 20 el, deși a dezamăgit foarte mult Nicușor Dan. Nu neapărat că nu a făcut, ăsta e adevărul că nu a făcut, dar nu a explicat în mare parte de ce nu a făcut. Nu a făcut și pentru că, nu știu, uite, lucruri ușoare pe care putea să le facă, cum ar fi îngrijirea parcurilor care au ajuns o rușine, Cismigiu peste drum de primărie și așa mai departe, dar are și dreptate în unele privințe și anume faptul că a moștenit datorii foarte, foarte mari. Deci a cheltuit doamna Firea foarte mult și el nu a mai avut. Iar rețelele, într-adevăr, nu se repare de pe zi de alta, dar măcar să începi și să comunici, să-i spui cetățeanul ce faci. Ceea ce Nicușor Dan nu are nicio abilitate, este o dezamăgire din punctul ăsta de vedere. Dar, într-adevăr, mai e timp, măcar el să înceapă, că o să candideze sau nu, dar măcar să înceapă să facă niște lucruri care poate nu se văd, nu sunt târguri, nu sunt îngerași coborând de pe aici, pe stâlpii de teren. S-a văzut atunci când n-au fost târguri și decorațiuni, lumea s-a supărat. S-a supărat, exact. Deși cu un an, doi înainte se supăra că sunt prea multe și se aruncă și foarte mulți bani. Da. Când aflau câți bani, câte milioane de euro exact se dădeau pe ele... Dar poate că o să, cu picioarele în apă rece și în casă cu frig la iarnă, poate o să înțeleagă că o economie este bună, dar cu condiția să înceapă Nicușor Dan și să lucreze la infrastructură. Numai că aici avem, Ion, tot felul de variabile. Poți să presupui că lucrurile astea se vor vedea la anul, să zicem, mai aproape de alegeri și lumea o să zică, da, domnule, uite, după 3 ani l-am boscorodit noi pe omul ăsta 2 ani jumate, dar au început să se vadă niște lucruri. S-a terminat vreun pas. Se mai comportă ca un adolescent întârziat. Prima condiție, domnul Nicușor Dan, trebuie să pună în primul rând în ordine și să-și pună în ordine prioritățile, pentru că dacă el își imaginează că este doar despre puzul patrimoniu Bucureștiul, se înșala mare. Care are responsabilități și pe parcuri, corect, pe transport în comun, și pe dezvoltare comunitară, și pe sănătate, și are responsabilități și față de pensionari în București, da? Numai că banii sunt din ce în ce mai puțini. Nu? Și ei trebuie să ajungă pentru toate domeniile astea, nu poți să te ocupi doar de unele. Mă tem că nu va mai fi chiar așa atractivă funcția asta de primar al Bucureștiului. A, nici pentru PSD, chiar dacă e bine plasat? Vă gândiți că dacă la iarnă nu mai ai bani pentru a plăti subvenția la căldură, de exemplu, deloc. Deloc. Pentru că nu are bani. Dar cum are bani să plătească? Pe ce a fost? Statul român, Ministerul de Finanțe sau cine face plățile astea pentru compensarea de anul trecut încă n-a plătit datoriile. Cum va plăti compensarea de la iarnă? Că pentru plafonarea. Aici e foarte ușor la să-l gaz presezi pe primarul la gaz, Dan din butoanele guvernului. Dar guvernul vin. Păi nu, de acolo îi vin bani. Bine, el se ocupă de țevi. Dar de gaz nu face el gaz, nu de face gaz, contracte, nu. Nu, dar nimic. Dacă nu-i dai subvenția, și asta termoenergetica era un faliment, că n-a primit subvenția, că n-a primit banii, da, că nu i-a dat, că s-au scumpit prețurile de 7 ori. Și aici, dacă domnul Ciolacu este așa de vehement, cu companiile, cu supraprețurile și așa mai departe, cu speculanții, nu, cu speculații. Speculațiile. Așa, da. Speculații. De ce nu se îngrijorează? Și eu mă întreb, de ce nu se îngrijorează un om care este sensibil la așa ceva? De ce nu se îngrijorează? De ce a crescut prețul în România de 7 ori la gaz? Când Europa a crescut de 70%. O să zic că e vina lui Popescu 70%. De la PNL. Care n-a nu, dar statul situația român, condus de domnul Ciolacu ca partid majoritar... Nu e. Când îl întreb pe domnul Ciolacu, Popescu e de vină. Partid majoritar în coaliție, nu a acceptat un lucru, să compenseze prețurile. Deci eu dacă vindeam gaz cu 100 de lei și mâine vreau să-l fac 1000 de lei, eu, statul îmi dă diferența. Statul nu s-a îngrijorat să vadă, bă, de ce unul vinde cu 300 de lei, unul vinde cu 400 de lei, cu 500 de lei și cu 1200 de lei. De ce statul compensează la orice preț pe care îl pune o companie? Și asta au fost foarte vesel să accepte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem în câteva momente, discutăm despre o situație tensionată între
Rusia, pe de o parte, și Lituania și Polonia, pe de alta, din cauza exclavei Kaliningrad. Lituanienii au tăiat aprovizionarea rușilor acolo, rușii sunt furioși, spun că vor riposta. Discutăm imediat despre ce s-ar putea întâmpla. Rămâneți cu noi! Din nou în direct, în conflictul dintre Rusia și Occident a intervenit o situație cu potențial exploziv. Lituania nu mai permite traficul de mărfuri pe teritoriul ei către exclava rusească Kaliningrad. E acel teritoriu de la Marea Baltică, prins între Polonia și Lituania, care nu este în niciun fel conectat cu Rusia. Singura formă prin care rușii pot ajunge acolo pe uscat este să traverseze una dintre cele două țări NATO printr-un acord care era în vigoare până acum. Lituanienii spun că de azi trebuie aplicate sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, iar Moscova a declarat acțiunea drept ostilă și spune că va reacționa, că se vor lua măsuri. La ce ar putea duce această situație o să vedem imediat în emisiune. Și vorbim și despre cutremurul politic din Franța. Președintele Emmanuel Macron pierde majoritatea parlamentară. Stânga și dreapta populistă înregistrează câștiguri majore în al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru adunarea națională. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui avec autant d'arrogance avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Les nouveaux visages que vous allez découvrir, des visages rayonnant d'enthousiasme et de vie, sont l'avant-garde de cette nouvelle élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin. În platou, jurnalistul Paul Cozighian, corespondent Le Figaro. Bună seara! Bună seara! În legătură cu noi, analistul de politică externă Miroslav Tașcu-Stavre. Bună seara! Mulțumesc foarte mult amândurora! Paul Cozighian a rămas fără majoritate. Emmanuel Macron, ce înseamnă asta, practic, pentru următorii 5 ani? Abia a câștigat un nou mandat. La ora la care vorbim acum, ne pregătim de un mare haos și de o perioadă foarte incertă care s-ar putea termina cu alegeri anticipate. Pentru că Franța este practic neguvernabilă la ora la care vorbim. Este o majoritate relativă pe care a obținut-o președintele Franței. El a pierdut aproape jumătate din parlamentarii pe care îi avea în precedenta legislatură, aproape jumătate au zburat la alte partide. Iar marele câștigător al serii este extrema dreaptă, este în continuare Marine Le Pen. Este pentru prima oară, să știți, după multă vreme, când rezultatul de la prezidențiale se reflectă și în rezultatul de la legislative, pentru că practic s-a păstrat același clasament. Partidul lui Macron a ajuns primul, al lui Marine Le Pen al doilea, este a doua forță, cu, cred că cu 89 de locuri în Parlament, și partidul lui Mélenchon este pe poziția a treia cu circa 85 de locuri. Doar că această poziție de loc întâi nu îi folosește lui Macron, pentru că nu poate guverna de unul singur, nu poate face majoritate. Nu poate valida nicio inițiativă legislativă. Este practic cum este și în România, de fapt, unde au ajuns, nu, trei forțe politice: Partidul Social Democrat, PNL-ul și USR. Niciunul însă cu majoritate, deci sunt obligați să facă alianțe. Ori, cine cu cine face alianțe în Franța? Că nimeni nu vrea să facă alianță cu nimeni. Deja Mélenchon a călcat cu stângul, pentru că el a văzut că Marine Le Pen a ajuns în fața lui, ea nevrând să facă alianțe încă dinainte de alegeri. Deci Rassemblement National, singur pe puterile lui, a câștigat enorm de multe locuri, aproape că are 100 de locuri, sunt 91 de locuri cu totul câștigate de extrema dreaptă. Iar Mélenchon i-a păcălit pe socialiști, pe comuniști și pe ecologiști și au zis: hai să facem noi un grup ca să mergem grupați la alegeri. Ideea a fost bună, s-a înțeles imediat, dar a fost o înțelegere de circumstanțe, de conjunctură, doar pentru alegeri. Astăzi, după discursul pe care l-ați arătat în asta seară, că a fost foarte bun al lui Mélenchon și care lăsa să se înțeleagă că începe o nebunie totală în Parlament, iată că astăzi el a cerut colistierilor să se unească și să formeze un singur grup parlamentar ca să fie ei grupul majoritar în fața lui Marine Le Pen. Și socialiștii și comuniștii și ecologiștii au zis: ne pare foarte rău, noi nu vrem, vrem să avem fiecare grupul nostru. Deci deja
Deja Mélenchon, grupul lui Mélenchon a explodat, el oricum visa să fie prim-ministru, n-are nicio șansă. Și atunci Macron ce o să facă? A tăcut din gură, deci a fost o liniște totală de la Élysée, nu transpira nimica peste zi. La un moment dat, astăzi după amiază, s-a anunțat de la Élysée că Consiliul de Ministri care urma să aibă loc mâine a fost pur și simplu anulat. Ceea ce... Deci nu o să fie ședință de guvern. Nu va fi ședință de... Exact. Deci nu va fi ședință de guvern. Prima întâlnire a tuturor parlamentarilor, deci prima ședință oficială a noului, a noii camere, are loc marțea viitoare, deci pe 28 iunie. Dar până atunci țara, până nu știm de cine este guvernată. Totul se joacă, probabil se joacă la greu, nu? Se joacă la greu, da. Cu atât mai mult cu cât, nu știu dacă telespectatorii din România știu, trei din miniștri din actualul cabinet au ratat alegerile, printre care ministra sănătății și ministra care se ocupă de ecologie. Deci oricum trebuie remaniat cabinetul. Problema este că din ce în ce mai mulți oameni cer capul primului ministru. Ar fi un record absolut. Această doamnă, Elizabeth Borne, a stat 35 de zile în fruntea guvernului. Ceva undeva s-a greșit în toată această strategie, în tot acest ciclu. Și acum, vestea din seara asta este că oamenii lui Macron încearcă să discute cu republicanii. Deci cu dreapta clasică. Este singura șansă, pentru că ei totuși au, m-am notat eu aici, cred că au 74 de locuri. Deci, oricum, peste cât ar avea nevoie alianța lui Macron ca să obțină o majoritate absolută. Problema e că ei au zis, măi, ne pare rău, noi am fost în opoziție, am luptat împotriva ta. Deci, în cel mai fericit caz, spun analiștii politici, ei s-ar abține de la vot când se vor discuta legi. Abținându-se de la vot, acele legi poate să treacă. Aici este marea șmecherie din Parlamentul Franței, nu știu cum e în România. Adică dacă votezi contra, oricum legea a picat, însă dacă te-ai abținut, contează care au fost voturile majoritate. Deci, majoritare. Deci se negociază la greu în această seară, iar președintele Macron a anunțat că mâine și poimâine, deci în loc de ședința Consiliului de Ministri, se va întâlni cu toți liderii grupurilor parlamentare care se vor forma. Deci încearcă să găsească o cale de împăciuire ca să meargă țara înainte, pentru că vă dați seama, dacă totul e blocat, facem din nou alegeri? Miroslav Tașcu-Stavre, se caută răspunsul la întrebarea ce s-a greșit, cum zicea Paul Cozighian ceva mai devreme. Franța l-a pedepsit pe Macron, i-a dat mandatul de președinte, n-a vrut să-i dea și o majoritate parlamentară. Da, eu sunt ceva mai optimist, să știți. Sigur, am avut un prim mandat al președintelui Macron, în care am măturat la propriu pe jos cu toate partidele existente, adică socialiștii francezi, pe o parte, în egală măsură, republicanii, care astăzi totuși au reușit, sau vin cu un scor rezonabil. Macron a reușit și a avut o majoritate absolută în primul mandat și asta i-a asigurat, sigur, o consistență a guvernării și o susținere importantă pentru măsurile pe care le-a promovat. Doar că măsurile pe care le-a promovat știm foarte bine și domnul Cozian, care cunoaște fenomenul de la firul ierbii de acolo, știe că am avut niște mișcări ale vestelor galbene. Mișcarea de vestelor galbene, o pandemie care a trecut peste noi, cum a trecut și peste Franța, a trecut și peste restul Europei. Și toate lucrurile astea cumva s-au spart în capul președintelui Macron, care nu a reușit să obțină scorul pe care l-a obținut în urmă cu 7 ani. Și ce urmează? Eu cred că lucrurile sunt relativ simple. Nu vom avea o criză guvernamentală, ci probabil că vom avea un sfârșit al mandatului actualului prim-ministru și formularea unei coaliții, așa cum foarte bine spunea domnul Paul Cozighian, între partidul lui Emmanuel Macron, de fapt coaliția, că și acolo am avut o coaliție electorală, și republicani. De ce spun asta? Pentru că este singura soluție rezonabilă, singura soluție fezabilă pentru președintele Macron și pentru promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală. Sigur că republicanii vor negocia, nu știm dacă vor intra probabil la guvernare și câți miniștri vor da, fiind într-o poziție favorabilă, dar cu siguranță vom avea un alt premier în Franța, nu știu dacă săptămâna viitoare, dar probabil că
în săptămânile care urmează lucrurile se vor așeza. Ce-a mai adus președintele Macron și primul lui mandat? Din păcate, un clivaj, adâncirea unor clivaje. Există de mult timp în Franța, ceea ce a făcut ca o serie întreagă dintre alegători tradiționali, poate chiar din zona asta a Provansului sau așa mai departe, care votau partide tradiționale, fie că vorbim aici de republicani sau în alte zone ale Franței, puternic industrializate, cu zone muncitorești, fervenți susținători ai socialiștilor sau chiar ai comuniștilor, s-au îndreptat spre extreme. Mélenchon e un personaj carismatic și Mélenchon a reușit să contabilizeze și să coaguleze, dacă vreți, toată nemulțumirea Franței, care nu a ținut și a aruncat în aer Parisul și nu numai Parisul, prin manifestațiile care au fost totuși manifestații record. El este, practic, cel care a reușit prin abilitate, prin carismă, printr-un tip de populist pe care îl vedem peste tot în Europa și în lume, să strângă în jurul lui aceste grupări. La fel cum doamna Marine Le Pen, datorită votului care în Franța e unul extrem de special la alegerile din adunarea națională, e practic un vot similar cu votul de la noi pentru primar și ea, domnia sa, care nu reușea decât în Parlamentul European să obțină voturi sau, așa cum ați văzut, a fost propulsată în turul 2, a reușit totuși de data asta un scor istoric. Eu nu m-aș îngrijora, sunt convins că politica până la urmă, după ce alegerile și oamenii s-au exprimat, reprezintă arta compromisului și un compromis sau singur compromis rezonabil, pentru că sunt convins că nici președintele Macron și cu atât mai mult Mélenchon nu vor face o alianță cu și nimeni nu își va permite să facă o alianță cu Marine Le Pen, care reprezintă totuși rău cel mai mare în toată povestea. Aici suntem cumva, Paul Coisghian, într-o oarecare similitudine cu România, apropo de oamenii se exprimă, dau la vot niște rezultate, dar cu care nu se poate face o majoritate, după care apar acele combinații pe care aceiași alegători încep să le respingă și să spună, stați puțin că eu n-am votat dreapta ca să se combine cu stânga. Sau n-am votat, toată lumea încearcă la noi să ocolească aur, ajungând să se combine în diverse formule. Da, sunt similitudini, dar totuși diferența este că în Franța oamenii în secunda 2 coboară iar în stradă. Ori ce-i drept, e foarte adevărat că singura șansă pentru Macron este să se înțeleagă cu republicanii, care, ca și partidul lui Macron, caută să împingă vârsta de pensionare spre un 64-65 de ani, sunt împotriva blocării prețurilor, sunt împotriva salariului minim pe economie, care vor să-l mărească, să-l plafoneze, să-l crească la 1500 de euro. Pe de altă parte, Marine Le Pen și cu Mélenchon sunt pe aceeași lungime de undă legat de coborârea vârstei de pensionare la 60 de ani. Vă dați seama, este o inepție totală. Blocarea prețurilor la mărfuri, deci ea, populiști amândoi. Unul pe dreapta, pentru că Marine Le Pen, bineînțeles că va reactiva tot ce ține de lupta împotriva Uniunii Europene, a emigranților, da. Și marea, cum să spun, lucru care e cel mai periculos este faptul că foarte multă lume nu a votat. Ori ăștia care nu au votat, este clar că sunt nemulțumiți total de absolut toată lumea și sunt totuși aproape 54% din populația cu drept de vot care nu s-a prezentat la urne. Ori nemulțumirea asta este foarte periculoasă pentru viitorul politic al Franței. Vă rog, domnule Dași Costabri. Da, vreau doar să fac o completare la ceea ce spunea domnul Coisghian mai devreme. A fost cel mai mare absenteism, cred, în ultimii zeci de ani. Dacă nu ți-am minte, și la primul vot, la fel ca și la alegerile prezidențiale, am avut un vot înalt dat politicienilor. Și dacă îmi permiteți comparația cumva pentru telespectatorii care ne urmăresc, cred că suntem la momentul în care a fost România 2020, poate, când partidele tradiționale n-au mai oferit mare lucru, e vorba de PSD și de PNL, și au apărut nu frente și partide noi, cum a fost USR-ul, cumva pe partea dreaptă mai degrabă, și AUR pe un trend extrem de populist, naționalist, care a prins, nu? Aceste partide au intrat, nu că nu au intrat în Parlament, dar au intrat și au niște scoruri bune. Da. Acum, vă rog.
punem lucrurile în contextul în care ne aflăm. S-a vorbit mult de vizita lui Macron de săptămâna trecută, România, Republica Moldova și pe urmă Ucraina. Da. I-a fost reproșat de adversari, nu, rușine, a zis chiar Mélenchon la un moment dat, pentru povestea asta. A spus că totul e o campanie electorală. Circulă gluma asta că orice lider european care are o problemă de imagine acum se duce puțin până la Kiev ca să ia capital politic de la Zelensky, cel mai popular personaj măcar al Europei. Am văzut asta și cu Boris Johnson la o zi după Macron și așa mai departe, dar nu i-a folosit cine știe ce. A fost aici vreo... Ei, să știți, aici să speculeze vizitele astea. Nu, nu. Eu, întâmplarea face că am fost și eu cu soldații francezi la antrenamente a doua zi după ce s-a întors Macron de la Kiev. Și chiar i-am și întrebat, eram curios să-mi spună un pic cum a fost în culise, cum a dormit Macron cu ei în cort, au făcut jogging dimineața, în fine, am discutat o grămadă și i-am întrebat că eram foarte curios, de fapt. Zic, măi, această schimbare, pentru că s-au schimbat gărzile. Deci, soldații francezi până acum erau vânători de munte, acum sunt parașutiști care au venit și se vor ocupa de forțele NATO pe următoarele 4 luni. Și această schimbare a avut loc în această săptămână. Deci, ea nu a fost impusă de Palatul Élysée, de Macron sau nu știu ce. Deci, e o coincidență de calendar. Ori Macron, care a dat ordin trupelor franceze să se desfășoare în România ca să apere în primul România și flancul estic, a ținut să vină în același timp să mulțumească celor care și-au terminat mandatul și să-i încurajeze și să-i felicite pe cei care au luat locul în teatrele de operațiuni pe următoarele 4 luni. Deci aici este o coincidență de calendar. Pe de altă parte, mai e și cealaltă explicație de care vreau să vă vorbesc, este că Macron până la urmă a zis, băi, mai bine plec acum, e momentul bun, ca să nu fiu acuzat că stau să-i încurajez pe unii și pe alții. El a ținut, ce-i drept, o declarație pe pista aeroportului de la Orly când a decolat spre România, care a fost extrem de criticată, pentru că acolo și-a permis să-i încurajeze pe cetățenii francezi să se scoale totuși duminică și să se ducă să voteze ca să dea Franței o majoritate, n-a spus care. Dar a ieșit un scandal monstru, bineînțeles, că cum și-a permis Macron să intervină în campania legislativelor, că asta nu este treaba lui, nu? El este președintele tuturor francezilor. El a avut grijă să nu spună cu cine să votez, normal, dar toată lumea a dedus că, de fapt, se ruga de alegător să vină să voteze pentru La Republica en Marche. Și iată că efectul a fost invers până la urmă, pentru că oamenii... Surpriza este uriașă, surpriza este uriașă, chiar și pentru dreapta radicală. Marine Le Pen nu se aștepta. Au fost numărul de locuri obținute în Parlament de partidului Marine Le Pen este de cu 3 ori mai mare decât așteptările lor, decât proiecțiile lor. Deci este ceva absolut incredibil. Iar Mélenchon, care bătea toba tare, totuși a avut un scor mai mic sub așteptări. Încă o dată, este și din cauza faptului că oamenii nu s-au dus la vot. Și vă spun, cred că 90% din ce am auzit astăzi din comentarii și din ce am citit din presa franceză sunt că această legislatură nu are cum să reziste 5 ani de zile. Este exclus. Va fi la un moment dat o ruptură, nu se vor mai înțelege și se vor face alegeri anticipate, ceea ce s-ar putea să salveze democrația franceză, pentru că deocamdată ele sunt prea apropiate una de alta, alegerile prezidențiale și alegerile legislative, și oamenii sunt obosiți, s-au săturat să tot iasă să voteze și de fapt să nu rezolve nimic, să nu vadă nicio schimbare. Ca și în România, nu știu dacă mă înțelegeți, cam ăsta e mesajul, nu prea se schimbă nimic. Ne batem cu pumnii în piept, ajungem la putere și pe urmă facem același lucru. În capătul celălalt al Europei, situație de criză între Rusia și Occident, Lituania a interzis tranzitul pe teritoriul său al tuturor produselor care vin din Rusia și se duc în exclava mai precis, Kaliningrad, o vedeți acolo. E un teritoriu rusesc la Marea Baltică, dar înconjurat de țări ale Uniunii Europene care sunt și membre NATO, Lituania și Polonia respectiv. Nu se poate ajunge acolo pe cale terestră decât dacă traversezi Lituania în cazul ăsta sau, mă rog, Polonia trecând prin Belarus. Iar lituanienii spun nu mai putem permite pe teritoriul nostru tranzitul acelor produse de aprovizionare către această exclavă pentru că ele sunt supuse sancțiunilor.
Reacție dură din partea Moscovei, ultimatum dat Lituaniei să rezolve această problemă, situație mai mult decât gravă, un act ostil, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, spune Ministerul Rus de Externe, vom lua măsuri, vom face o analiză pentru a determina cum vom reacționa, domnule Tașcu Stavre. Care ar putea fi reacția, cât de mare e potențialul de escaladare aici? Nu este așa de mare. Eu chiar sunt curios să văd ce va urma, pentru că acum o săptămână, vremea asta, domnul Pede, fost președinte al Federației Ruse, spunea că, domnule, țările astea de fapt ce există. Lituania, Letonia și Estonia sunt Rusia și după ce vom rezolva problema cu Ucraina, după ce vom rade de pe fața pământului Ucraina, o să ne ocupăm și de Lituania, Letonia și Estonia. Așa că n-aș lua în serios declarațiile astea ale Rusiei. Sunt niște măsuri cumva în oglindă, e firesc să se întâmple așa. A fost rândul Lituaniei să răspicat niște lucruri, pentru că până acum le-a spus Polonia. Și Polonia, știți foarte bine că a avut poate una dintre cele mai intransigente poziții în tot acest conflict. Deci nu se pune problema ca vreun marfă să mai intre cumva din Belarus prin Polonia să ajungă în Kaliningrad și uite că vine vremea ca nici prin Lituania să nu mai intre absolut nici un grăunte din ce ar putea să vină din Federația Rusă. Prin comparație cu ceea ce face Rusia la nivelul comunității internaționale, ce face în Ucraina prin această invazie barbară, prin modul pelicos în care amenință pe toată lumea și încearcă să țină captivă o lume întreagă cu amenințarea nucleară, cred că asta e puțin relevant. Trebuie izolat Kaliningradul, pentru că am avut tot astăzi o întâlnire extrem de importantă a celor trei mări, în care acest flanc estic pe care vedeți că doară de la Estonia și merge pe când prin România până spre Grecia, va trebui în anii care urmează și în săptămânile deja pe care le parcurgem să suferă niște transformări fundamentale, pentru că noi suntem, de fapt, zidul în fața imperialismului sovietic, era să spun, dar nu seamănă, adică nu e nimic în regulă dacă spunem lucrul ăsta, pentru că imperialismul de astăzi cam așa funcționează. Cred că a fost foarte importantă întâlnirea de astăzi și cumva reafirmarea unor poziții din această zonă de Europa, care a fost, dacă vreți, cea mai fermă pe poziție împotriva Rusiei, împotriva unei viziuni pe care președintele francez sau cancelarul Olaf Scholz le-a avut de-a lungul timpului. E foarte adevărat că poziția lui Macron s-a schimbat fundamental după vizita de la Kiev și dacă nu cei doi alți lideri, reprezentanții ai celor mai puternice economii din Europa, Germania și Franța, a fost una în care, nu, încercând cumva să concilieze interesul Rusiei cu ideea asta de a obține pacea, cred că poziția exprimată extrem de răspicat la Kiev, acolo unde a fost și președintele Iohannis și premierul Italiei Mario Draghi, ne îndreptățesc să credem că poziția nucleului dur al Europei se va alinia ușor-ușor cu poziția intransigentă a statelor din NATO, mă refer aici în primul rând la Statele Unite, Marea Britanie și de ce nu Polonia sau țările baltice, care simt amenințarea și o vedem practic zi de zi. Și vom vedea dacă există și provocări ale Rusiei legate de subiectul ăsta, apropo de vecinătate. Mulțumesc foarte mult amândurora, ne reîntâlnim mâine la actualitatea. Pe curând!